Scumpă biserică, fie numele Domnului binecuvântat în vecii vecilor. Mulțumim pentru harul dăruit de Dumnezeu ca să petrecem acest timp din nou împreună în casa Domnului. Îmi place foarte mult de fiecare dată când ne adunăm, pentru că aici este Domnul. El coboară sau stă în adunare, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Coboară în mijlocul laudelor sale. El e pretutindeni, dar în mod special atunci când se adună doi sau trei în numele Domnului, El este în mijlocul lor. Și ne bucurăm, eu cred că îi simțim prezența Lui aici, în cântare, prin cuvântul care ne-a fost vorbit. El vrea să ne îndrepte, să ne desăvârșească, ca să fim dostoinici pentru orice lucrare bună. Domnul să ne binecuvinteze. Aș vrea să mă alătur de ceea ce spunea fratele Stilian și anume de cuvântul acela pe care l-a rostit prorocul. Pregătește-te să întâlnești pe Domnul Dumnezeu tău. Știți, în mod obișnuit obișnuim să primim acesta ca un îndemn, ca un sfat. Ce trebuie să facem? Să ne pregătim să-L întâlnim pe Domnul, pentru că El vine. Dar când citim locul acela atent, înțelegem că acolo nu-i un sfat, acolo e mai degrabă ca o amenințare. V-am făcut asta, v-am făcut cealaltă, v-am făcut celălalt lucru, v-am pedepsit într-un mod și în altul și tot nu v-ați întors, tot nu v-ați înțeles. Cum spune mama de multe ori? Nu-i nimic, vine tata. Nu înțelegi ce am spus, nu înțelegi de cuvânt, nu înțelegi de mustrare, nu înțelegi de îndemn, vine tata. Prorocul vorbește din partea lui Dumnezeu, ți-am făcut asta, te-am pedepsit în felul acela, am vrut să-ți trezesc mintea sănătoasă, am oprit cerul să nu dea ploaie când erau încă 3 săptămâni până la seceriș, v-am dat rugină în grâu, ploaie în timpul secerișului. Parcă am întors legile naturii pe dos și cu toate acestea, în loc să mulțumiți lui Dumnezeu, să vă întoarceți la Dumnezeu, ați mers din rău în mai rău. De aceea, pregătește-te să te întâlnești cu Domnul Dumnezeu tău. Facă bunul Dumnezeu. De fapt, atunci când ne spune mama așa, nu știu, v-au spus sau nu, dar știu că așa fac părinții. Și acele mame care sunt singure, de multe ori după ce fac amenințarea într-un mod sau altul, se retrag în odăița ascunsă și spun Domnului. Cui să spun Domnului? La fel face Duhul Sfânt în zilele noastre. După ce prin cuvântul lui Dumnezeu, după ce prin cuvintele cântărilor atât de pătrunzătoare, după ce prin predicile stăruitoare ale fraților, Duhul Sfânt mai trage câte o atenție și spune în repetate rânduri, am să intru din cort în cort și am să trec din casă în casă. Pregătește-te pentru asta. Și credeți că ne dorește răul? Spunându-ne astfel, credeți că așteaptă Dumnezeu să ziua răzbunării? Așteaptă ca noi în sfârșit să zicem destul, ajunge. Las totul grămadă, primesc sfatul dat de Tit, rupem cu fără de lege și încercăm să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragi frați și surori, am ales să citesc din Sfânta Scriptură, dintr-un loc care îi citit adeseori. Și o istorie care știu că nu-i nouă pentru nimeni, o cunosc și copiii. Și parcă s-a spus totul despre asta, dar așa cum zic totdeauna, așa zic și de data asta, haideți încă o dată să mai privim înspre aceasta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu îi însoțit de putere.
Al nostru cuvânt nu, dar al lui Dumnezeu are putere, putere să ne învețe, putere să ne îndrepte, putere să ne ia de aici de unde suntem și să ne ducă acolo unde trebuie să fim. Și dacă îl vom asculta atent, el își va face lucrarea asupra vieții noastre. Merge vorba despre cartea prorocului Daniel, capitolul 1, despre o situație în care, în urma neascultării repetate a lui Israel, Dumnezeu a îngăduit ca să fie din nou împresurat și asuprit de Babilon. Aș vrea să citesc cuvântul Domnului, începând cu versetul 3. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc, de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldenilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel le-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu îl silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel, mă tem numai de Domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ele celorlalți tineri de vârstă voastră și să nu puneți astfel capul în primejde înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor pregătirea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să facă cu robii tăi după cele ce vei vedea. El a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau și beau bucatele împăratului. Citirea poate continua, istoria aceasta o cunoaștem, o știm, dar aș vrea cu ajutorul Domnului să ne uităm încă o dată în direcția aceasta și să ne rugăm în lăuntrul nostru ca Dumnezeu să ne vorbească inimilor noastre. Sau îmi place atât de mult să personificăm lucrurile, să nu le luăm doar la noi, să le iau pentru mine și să înțeleg ce vrea Domnul să-mi spună mie. Merge vorba aici despre prinșii de război pe care a luat Babilon, dar în mod special despre câțiva tineri. Știți, totdeauna vrăjmașul a avut privirea îndreptată înspre tineri. Atât din punct de vedere firesc, cât și duhovnicesc, atât din punct de vedere al oamenilor, cât și al demonilor, ochii au fost îndreptați parcă în mod special asupra tinerilor. Un exemplu viu pentru aceasta e
și Israelul din robia egipteană, când a rânduit Dumnezeu să fie scos poporul de acolo, prin mâna puternică și brațul lui Dumnezeu, prin Moise și Aaron, după ce și-a arătat puterea lui în repetate rânduri și inima faraonului se tot împetrea, în cele din urmă a zis, plecați. Au venit oamenii la împărat și a zis, dă-le drumul să se ducă, dă-le drumul să se ducă, că nu vezi că sunt o pacoste pentru noi. Ne distrugem noi. Și împăratul a zis, hai, duceți-vă. Eu mi-am pus un semn aici în Biblie și chiar dacă vom lua din nou puțin timp, dar vreau să citesc acest verset. Exod, capitolul 10, versetul, de la versetul 8. Au întors la faraon pe Moise și Aaron. Duceți-vă, le-a zis el, și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, care și cine sunt cei ce vor merge. Moise a răspuns, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, și cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Faraon le-a zis, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi cu copiii voștri. Luați seama căci este rău ce aveți de gând să faceți. Nu, ci duceți-vă voi, bărbați, și slujiți Domnului. Căci așa ați cerut și i-au izgonit dinaintea lui Faraon. În cele din urmă, Faraon a fost de acord să-i lase, duceți-vă voi, bărbaților, dar nu și copiii voștri, nu și fiii și fiicele voastre. Generația care urmează, voi bătrânii duceți-vă, faceți, închinați-vă, aduceți jertfă, dar pe ăștia lăsați-i. Știți că Satan, diavolul, continuă să lucreze în modul acesta. Dacă a văzut în repetate rânduri că asupra celor vârstnici poate nu mai are putere, poate au rămas armele și planurile de rușine. El are ochii puși pe generația tânără, pe copiii, pe fiii și fiicele noastre, pe cei care se ridică, cei ce am ajuns, să spunem, la mijlocul vârstei noastre, coborâm încetul cu încetul. Spunea un frate, atunci când ți s-a clătinat o măsea și când ți-a căzut un dinte, când ai mers pentru prima dată la medic să-ți repari dinții, deja a și început demolarea. Deja a început să se strice cortul ăsta. Și îl știe că treptat ne stingem, dar ăștia care abia acum răsar, ei vor crește, ei vor rodi și până vor rodi ei, vor da roade asemănătoare cu ei. De aceea din copilărie, din pruncie, din tinerețe, noi mai lăsăm să se închine, să slujească așa cum trebuie lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să facă în ziua aceasta inima mea și inima ta, ca părinte, ca bărbat, ca om al lui Dumnezeu, îndreptată ca să priceapă și să înțeleagă acest lucru. Dragi frați și surori, ochii diavolului sunt puși pe urmașii noștri, pe copiii noștri, pe fii și fiicei noastre, pe nepoții noștri, ca să le dea o înclinație greșită. Uitați-vă, am citit textul acesta din Daniel. Duceți-vă, căutați printre prinșii de război, aduceți-mi tineri frumoși, tineri sănătoși, tineri cu minte ageră, tineri iscusiți, fără cusur. Știți unde poți găsi tineri de felul ăsta? În casa Domnului. Atât îți de frumoși, atât îți de tineri, atât îți de iscusiți, atât învață bine, atât de bine se descurcă. Diavolul are ochii puși pe ei, știți ce face? În planul lui să le schimbe vorbirea, să nu mai vorbească ca pocăiții,
să vorbească ca toți ceilalți, să schimbe, să învețe scrierea haldeană și citirea haldeană, pentru ce? Ca să acumuleze informații de-a lor, nu din scripturi, prin scriere, prin citire, să adune informații, să-și hrănească lăuntrul, sufletul, sau mai bine zis, să-și otrăvească omul din lăuntru, pentru că apoi când vor crește mari, nu se vor mai uita la urmele bătrânilor, a moșilor, a străbunilor, a părinților. N-au știut ei nimic din secolul de piatră. Știm noi limba, scrierea și citirea haldeană. Știm noi gustul mâncării împărătești și a băuturilor împărătești. Nu vreau să supăr pe cineva, dar știu că vă doare și pe voi, cum mă doare și pe mine, că moștenirea noastră, fiii și fiicele, sunt o moștenire dată de Domnul. Și moștenirea asta, diavolul are ochii puși pe ei și dimineața, și la amiază, și seara. Mă gândesc și mă întreb, de ce ochii noștri nu-s puși pe ei și dimineața, și la amiază, și seara? Aș vrea acum să mă adresez nu părinților, tinerilor care sunteți în casa Domnului și copiilor care înțelegeți ce se spune aici. Auzi, vine vremea, mai degrabă sau mai târziu, dar numai decât vine, oricât n-am vrea noi ca părinți să vă ținem lângă noi, sub aripile noastre, sub haina noastră, în casa noastră, vine vremea numai decât când trebuie să ieșiți, să părăsiți casa, să ieșiți din familie. Atunci cuvântul mamei și a tatălui, atunci învățătura din biserică va fi poate departe de tine. Ăștia tineri care au fost duși în fața împăratului nu s-au uitat că sunt în mijlocul unei civilizații deosebite, diferite. Nu s-au uitat că sunt între oameni care vorbesc altă limbă. Nu s-au uitat că sunt între oameni care mănâncă altfel, care se îmbracă altfel. Ei s-au hotărât să nu se spurce cu bucatele împăratului. Ei s-au hotărât să rămână așa cum au fost învățați de Domnul prin părinții lor în casa Domnului. Hotărârea aceasta au făcut-o de cunoscut mai marilor puși și Dumnezeu le-a dat biruință. Vreau să vă spun, oricât n-ar încerca părinții la un moment dat, toate sfaturile bune nu le primiți prietenește, le primiți ca de la dușmani. Știți de unde vine asta, de unde e mirosul ăsta, de unde e duhul ăsta? Vreau să vă îndemn în ziua aceasta, hai să prețuim pe Dumnezeu care ne vrea viață. Să ne hotărâm să rămânem credincioși și Dumnezeu ne va da biruință. Am citit aici la Tit, dă-te pe tine însuți exemplu printr-o vorbire curată, printr-o învățătură sănătoasă, printr-un trai frumos. Mi-aduc aminte de tinerețea mea. Numai ce mă căsătorisem, aveam 23 de ani, am plecat în Rusia la lucru cu o echipă mare de oameni și eram unicul pocăit, eu și soția mea, în mijlocul acelei echipe mari. Și m-am rugat Domnul și am zis, Doamne, cum voi face față? Și primul lucru care mi-a venit în gând, așa cum am făcut ăștia de aici, ei n-au ascuns cine sunt. Am căutat, m-am rugat și am căutat un prilej, un motiv, un loc potrivit. Și când am ajuns acolo, când am ajuns în Rusia, ne-am dat jos din tren, am mers împreună să mâncăm cu toată echipa cea mare și după ce am pregătit masa, m-am uitat la ei și am zis, oameni buni, îs un tânăr și străin pentru voi, pentru că trecusem într-un alt sat cu traiul, dar știu că și voi sunteți creștini. Într-un mod sau altul, credeți că Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem până aici? N-ați vrea să mulțumim lui Dumnezeu? Nu vreți ca să cerem binecuvântarea Domnului peste 3 luni care vom fi aici la muncă și peste hrana care stă în fața noastră? Și șeful echipei care era a zis, dar cum să nu?
Și noi ne rugăm. Am zis, ai atunci care, cum știe, cum poate, dar ne rugăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, nu așa. Noi ne ridicăm cu toți în picioare, dar tu rostește rugăciunea. Și din momentul acela, 3 luni de zile, nu începea nimeni să mănânce, nu se culca nimeni seara și nu începeam ziua de muncă, până când nu așteptau pe cel mai tânăr din echipă să rostească rugăciunea. S-au învățat să se roage. De fapt, 3 persoane s-au și pocăit și sunt și membri în biserică. Mărit să fie Domnul! Nu-s eu, e Domnul, dar vreau să spun, Dumnezeu caută oameni de care să se folosească. Știi că tu ești omul de care vrea să se folosească Domnul? Știi că diavolul are ochii puși pe tine, că toată agerimea minții care o ai, toate darurile care ai, tot ce cu ce te-a înzestrat Dumnezeu, să le folosească pentru slava Lui, pentru chipul veacului? Nu-ți fie rușine, nu-ți fie teamă să spui, eu ăsta sunt, eu vreau să rămân, eu m-am hotărât să nu mă schimb și să nu mă spurc cu aceste lucruri. Dumnezeu îți va da putere și biruință. Amin.